În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Din vedere duhovnicească de unificat să anunim partea 22-a. Așadar, să spunem că atunci când spui rugăciunea din adâncul inimii, te doare înăuntru inima, iar durerea inimii te face să oftezi greu. Că cine oftează fără durere și cine este cel care suferă de durere și nu-și încruntă fața? Durerea despre care îți vorbesc este îndoită, deoarece nu numai că te doare înăuntru în chip bădit, acolo unde se lucrează cu silință mare rugăciunea, ci te doare în chip nevăzut sufletul tău, atunci când îți zdrobești inima cu rugăciunea. Durerea simțită a inimii te face să oftezi, iar durerea sufletului dă naștere la încruntarea feței, iar încruntarea și posomorârea feței tale țin durerea inimii, deoarece amintindu-ți de păcatul tău și cunoscând bine slăbiciunea firii tale, îți zdrobești fără oprire inima cu rugăciunea și este cu neputință să nu te stăpânească înăuntru tău durerea aceea mântuitoare de suflet a inimii. Această durere crește odată cu silirea tot mai mare a rugăciunii inimii, deoarece atunci când îți silești inima cu rugăciunea și mai ales când o faci mult timp, atunci simți în tine o durere mare și permanentă și înțelegi cu oarecare presiune că moartea este în om, deoarece durerea nu înseamnă altceva decât un mesaj din partea morții. Simți moartea din cauza acestei dureri, dar cum o simți? O simți nu ca venind cu întârziere și nesiguranță, ci foarte aproape și foarte sigură. Căci durerea care te stăpânește înăuntru este foarte aproape de răsuflarea ta. La fiecare răsuflare cu care respiri aer, simți o exagerată accentuare a durerii. Aceasta, deoarece înăuntru tău, rugăciunea puternică a inimii a stăpâns atât de mult cele mai ascunse unghiere ale pieptului tău, încât a dat naștere unei răni netrupești foarte dureroase. Trecând pe acolo, aerul inspirat și atingând acea rană din inima și din pieptul tău, simți o durere puternică. Iar uneori când durerea crește și devine mai mare, simți în pieptul tău la o singură inspirație sau două și de trei ori acea durere în pieptul tău. Atunci, ce altceva să mai aștepți decât moartea? Ce altceva mai poți spera decât plecarea din această lume? Ce altceva poți să mai primești în gândul tău decât mormântul? Adevărat îți spun, când ai acea durere, moartea ta îți va sta în fața ochilor. Având moartea în fața ochilor, îl ai în fața ochilor tăi în chip tainic și pe Dumnezeu, pe Făcătorul și Creatorul tău. De aceea, spune profetul, vedeam pe Domnul în fața mea mereu, căci în dreapta mea este pentru a nu mă pierde. Această așteptare a morții nu este asemenea așteptării morții cele obișnuite, deoarece așteptarea morții acestea, care se întâmplă din pricina durerii născută de rugăciune, este amestecată cu dulceață dumnezeiască de negăit. De aceea se spune, cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului lui, în timp ce moartea păcătosului spune, iar moartea păcătosului este rea. Iar dulceața așteptării morții este simțită de cei drepți în felul următor. Silindu-ți inima cu rugăciunea, îți vine durerea, iar durerea îți amintește de suferințele și de patimile lui Hristos. Când suferi împreună cu Hristos, atunci nădăjduiești să fii slăvit împreună cu El. Dar când simți că durerea ta te face părtaș suferințelor lui Hristos și când simți că vrei să mori în această durere pentru a fi slăvit împreună cu Hristos, devine vădit lucru din cele ce am să spun în continuare. Înainte de a te durea inima din pricina rugăciunii și a suspinurilor, nu simți deloc harul și nici dulceața creștinismului. Nici nu ai vreo înștiințare adevărată despre mântuirea ta, ci te numești numai creștin, fără să fii gustat și fără să simți cu adevărat într-un fel sensibil bunătatea și dulceața lui Hristos.
Acest nume al lui Hristos este atât de folositor încât prețuiește mai mult decât lumea întreagă. Și atât de dulce și mângâietor este pentru cel care gustă bunătatea lui, că nici toată dulceața și toată mângâierea acestui veac nu le pot egala. Cât prețuiește și cât de dulce este numele lui Hristos, știu și cunosc numai aceia care au ajuns să aibă în lăuntru lor acea durere a rugăciunii, deoarece aceia au gustat în lucrarea și în lucrare și în fapt din harul și din dulceața numelui lui Hristos. Omul iese alcătuit din trup și suflet, trupul se hrănește și crește cu pâinea pământului, iar sufletul se hrănește și ține și se ține cu pâinea vieții. Iar pâinea pământului cu care crește și se ține trupul este pâinea de fiecare zi, în timp ce pâinea vieții este Hristos. De aceea spune: pâinea vieții veșnice să mi se facă trupul mie, trupul tău cel sfânt, milostive, Doamne. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.